Salutare fratelor, ce faceți? Eu sunt Paranoic și bine ați venit la mine pe canal. Astăzi voi face un tier list, mai exact primul tier list de pe acest canal și evident că este un tier list cu jocuri horror. Mai exact cu jocurile horror pe care le-am jucat eu sau cel puțin pe care mi-am amintit că le-am jucat. Avem aici rancuri de la oribil, slăbuț, decent slash playable, bun, foarte bun și genial. Sper că mi-am amintit toate jocurile horror pe care le-am jucat. Sunt sigur că am ratat câteva, din păcate, că am jucat o grămadă de horror. Vreau să vă zic că am încadrat jocuri pe care le-am jucat de prin 2003-2004 până în 2020-2021-2022, cam așa. Sunt și jocuri indie, pentru că mie îmi plac jocurile horror indie foarte mult, așa că probabil o să fie și jocuri de care n-ați auzit, dar sunt și jocuri făcute de companii mari. Haideți să începem să vedem ce jocuri avem. Avem 40 de jocuri. Nu știu dacă v-am zis. 40 de jocuri sunt. Începem cu primul joc. Primul joc este DC. O să încerc să vă explic, mai întâi să văd unde îl pun, și după aia încerc să vă explic de ce l-am pus acolo. DC este un joc la prima vedere bun, însă are niște mecanici care nu pot să zic că m-au impresionat atât de mult. Nu l-am mai jucat de foarte mult timp, l-am jucat acum ceva timp și nu știu dacă și-a mai dat vreun update sau ceva. Mi-a plăcut ideea de eliminare, este multiplayer, pentru cine nu știe, sunt mai mult ca sigur că este jocul gratuit pe Steam. Mi-a plăcut ideea de a vota prin pistol, însă foarte mulți player, neștiind chestia asta, te împușcau random în joc și efectiv îți dai respawn într-o locație probabil nefavorabilă, în loc să folosească votul, fiind împușcatul cu pistolul, cum ar fi trebuit folosit. Ei doar te împușcau așa, la troll, să zic așa. Deci Deceit are grafică bună, îmi place ideea, e un fel de Among Us, să zic așa, este un impostor care ziua bea sânge, ceva de genul, și trebuie să-l vezi când bea sânge, noaptea se transformă în ceva monstru pe care, fix ca în Among Us, nu îl poți omorâ, trebuie doar să fugi de el și nici nu prea poți să fugi de el, că e foarte rapid. Însă nu încerc să vă explic cum sunt jocurile, cât vreau să vă zic unde îl încadrăm. Îl încadrăm la decent playable, aici rămâne DC-ul, pentru că este un joc decent, un joc playable, dar nu pot să zic că e bun. L-am jucat foarte puțin. Hai să vedem următorul joc. Următorul joc este Friday the 13th, The Game. Deci jocul ăsta e multiplayer, horror, stealth, știți jocul cu toții, este un joc... Bă, îmi place, să zic așa, îmi place, dar ce nu îmi place la el este matchmaking-ul. Aștepți foarte mult, nu știu dacă i-a mai dat vreun update sau dacă s-a mai populat jocul și joacă mai multă lume acum, dar când mă jucam eu, așteptam destul de mult să-mi găsească un match. Cel mai ok era este să-l joci cu prietenii, să vă strângeți 5, 6, 7 și să-l jucați. Așa da, trebuie să mă gândesc că mai am și alte jocuri în acest tier list. Și mie după aia să nu mă răzgândesc. Dar cred că dacă chiar ajungem pe la, nu știu, jocul al 25-lea joc și mă mai răzgândesc, le mai schimb din când în când. Dar Friday the 13th, The Game, îl punem momentan la bun. Este un joc bun. Nu l-am pus la foarte bun. Avem acum o serie de jocuri, pentru că avem și serii. First to Fathom. Băi frate, First to Fathom, primul. Home Alone. Seria asta, efectiv, o ador. Nu are cea mai bună grafică, dar cred că asta îmi și place la el. Îmi place foarte mult ideea jocului, îmi plac poveștile fiecărui episod. Până acum sunt doar două episoade, din păcate abia aștept să apară episodul 3. First to Fathom, Home Alone, să zic că primul joc este foarte bun, pentru simplu fapt că al doilea este genial, efectiv, de asta. Primul joc e mai mult așa un prolog, un pic mai scurt, vreo 20 de minute de... playtime, al doilea un pic mai lung, vreo 40 de minute de playtime și mult mai bun. Este genial, amândouă sunt super tari, le iubesc, le ador, abia aștept să apară episodul 3. Jocuri bazate pe fapte reale, superb, efectiv, superb. Episodul 2 se numește Norwood Hitchhike. Foarte, foarte tare jocul, genial, îmi place mult. Țin să menționez, de fapt, cred că toată lumea știe, jocurile pe care le-am jucat eu, părerea mea personală, deci nu vreau să supere nimeni, asta e părerea mea. By the way, First of Fathom e joc indie. De Friday și Deceit n-am idee. Următorul joc este un joc indie, din nou, Blair Witch. Blair Witch, la prima vedere, pare un joc superb. Adică povestea e super tare, cinematicurile din joc sunt super tari, însă gameplay-ul... Nu pot să zic că mi-a plăcut așa, mi l-am dorit foarte mult, l-am jucat,
Dar nu pot să zic că mi-a plăcut foarte mult. Are grafica bună, dar parcă și cere foarte mult, mai mult decât ar trebui să ceară un joc cu grafica lui. Adică nu e cea mai genială grafică din lume. Am jucat jocuri care arată mult mai bine decât Blair Witch și cer mai puțin de la PC. Deci Blair Witch pot să zic că este decent playable. Îmi place povestea, îmi place grafica, îmi place plot twist-ul, însă gameplay în sine nu pot să zic că e bun, este decent playable, se potrivește perfect ce am pus aici. Următorul joc este un joc pe care l-am jucat când eram mic, cu zombie, se numește Land of the Dead, Road to Fiddler's Green. Ceva de genul, e un joc cu zombie, bă, dar e tare rău de tot, cel puțin din ce mi-amintesc eu, jocul ăsta, efectiv mi-a făcut copilăria mai frumoasă. Foarte bun, pentru vremea lui evident, și cred că o să fac un gameplay pe canal cu acest joc, pentru că l-am mai jucat de ani de zile, dacă cred că sunt mai bine de 10 ani. Land of the Dead, Road to Fiddler's Green, pe vremea aia era genial, deci pot să zic că era genial. Dar, ca în orice domeniu și oriunde, cândva ceva a fost bun, dar vin ăia din spate, ăia noi, jocurile mai noi, cum în cazul ăsta, care evident că sunt mai bune. Dar, ținând cont foarte mult de faptul că la vremea lui a fost foarte bun și copilăria mea mi-a făcut-o mai frumoasă, vreau să-l pun la foarte bun. Este un joc foarte bun, efectiv foarte bun, poate chiar genial, dar nu sunt sigur încă. Următorul joc este un joc indie, super horror, super interesant, Escape the Iwoki, ceva de genul. Este un joc interesant, este foarte, foarte spooky, foarte creepy jocul ăsta, mai ales în momentul în care ești vânat de Iwoki ăsta. Melodia aia pe care o cântă este efectiv, te caci pe tine. Are hiding spot-uri interesante, are mecanici interesante, dar nu pot să zic că e foarte bun sau genial. O să zic așa că e... aș putea să-l pun la decent playable, sincer. Exact, decent playable. Următorul joc este un joc pe care efectiv l-am jucat foarte, foarte mult, peste 100 de ore în el, cu prietenii, un joc genial, nici nu mai are rost să mai zic nimic, The Forest, nu cred că mai sunt cuvinte, abia aștept să apară Son of the Forest în noiembrie, cred? Noiembrie. Trebuia să apară luna trecută sau luna asta, dar l-au amânat, este un joc genial din toate punctele de vedere, poveste, gameplay, mecanici, grafică, e genial. Există o singură problemă, atât de mult l-am jucat încât m-am cam plictisit de el. Știam că să mă plictisesc de el după 100 de ore de jucat sau poate chiar mai mult de 100 de ore, așa că nu l-am terminat încă, am jucat doar pe Hard Survival cu prietenii să ne distrăm, a fost efectiv genial, cred că am undeva la 200 și ceva de zile supraviețuite și nu l-am terminat pentru că nu am vrut să stric așa, mă gândeam că dacă îl termin după aia, dar de fără este genial. Avem următorul joc, Pacify, nu-mi place deloc, văzusem gameplay-uri cu el. Mi s-a părut interesant, dar când m-am apucat să mă joc, nu știu, de la hunting-urile alea pe care ți le dă fantoma asta până la jumpscare-uri, nu-i jocul meu, nu-mi place. Știu că jocul are un fanbase măricel și sunt mulți oameni care adoră jocul ăsta, dar nici măcar nu pot să-l pun la slăbuț, sincer. Poate sunt eu prost și nu știu să-l joc, că nici nu i-am dat mare șanse. L-am jucat un pic, am văzut că nu-mi place, aș putea spune că dacă i-aș da o șansă, că ne-am jucat în doi. Când m-am jucat Pacify, am jucat în 2, dar mă gândesc că dacă am fi jucat în 4 și i-am fi dat mai multe șanse, probabil ajungea pe undeva la decent playable sau poate chiar bun, nu știu sigur, dar momentan nu-i dau oribil, pentru că știu sigur că dacă îi dădeam mai mult timp, înțelegeam jocul, zici că știu despre ce e vorba, cu păpușile alea de trebuie să le arunci pe foc. Mă gândesc între slăbuț și oribil, lăsăm la slăbuț momentan, poate îl mutăm la oribil mai încolo, toate șansele. Următorul joc, mie nu mi se pare horror, dar e un pic spooky și evident că toate jocurile pe care le-am băgat în acest tier list sunt declarate oficial horror. Little Nightmares. Ideea e că eu nu m-am jucat 2-ul, așa că nu pot să vorbesc despre 2, m-am jucat Little Nightmares 1. Sunt serii pe care o să le pun, cum a fost la Fear of Phantom, una după alta, dar sunt și serii de jocuri pe care le-am jucat acum, nu știu, mulți ani, la care nu mai amintesc exact cum au fost fiecare, 1, 2, 3, 4, și o să fac un overall. Dar la Little Nightmares am jucat doar unul. Băi, nu mă cac pe mine, mi-a plăcut jocul. Te transpiră un pic jocul, e mișto, de aia că îl punem la foarte bun. E un joc foarte bun. Următorul joc, un joc care îmi place, vorbim despre Bigfoot. Un joc mișto, un joc super bun de jucat cu prietenii, foarte tare. Știu de mult jocul ăsta. I-au dat un update imens, efectiv un update huge acestui joc
Și l-au făcut să arate de vreo 10 ori mai bine, pot să zic. Mai are niște chestii, niște glitch-uri, niște mici bug-uri pe care le-am văzut, însă e super enjoyable, e un joc șmecher, e un joc foarte bun. Dar l-am terminat. La început a fost nasol că încercam, eram cu prietenii și ne jucam, cred că în 4 se joacă maxim, ne jucam 4 oameni și nu puteam să-l batem pe Bigfoot. Dar la un moment dat am învățat mecanicile jocului și l-am bătut pe cel mai ușor nivel, pe easy, după aia pe medium și după aia l-am bătut și pe hard. E, în momentul în care l-am bătut pe Bigfoot și pe hard, nu s-a mai jucat nimeni jocul pentru că face aceeași chestie, să zic așa. Nu e repetitiv, că sunt jocuri repetitive, evident, e super repetitiv. Dar asta nu contează, nu are nicio legătură cu acest tier list, pentru că sunt și jocuri doar cu un story one time pe care îl joci odată și după aia mai joci odată peste 5 ani, cum e Land of the Dead. Dar sunt și jocuri online, cum e Bigfoot, cum e Friday, cum e Deceit, foarte tari, îl pun la foarte bun. Următorul joc este un joc pe care l-am jucat tot așa, acum ceva timp, dar e super horror. E super horror. Se numește Home Sweet Home. Bă, nu pot să zic că mi-a plăcut, că mi-a fost frică rău când l-am jucat. M-am căcat pe mine. E super creepy. E super horror. Nu vreau să zic că are jumpscare-urile cheesy și, nu știu, nasoale, dar cred că cam are. Adică are niște jumpscare-uri din astea mai... Și ending-ul, nu vreau să dau spoilere, dar nu mi-a plăcut deloc. Deci, pot să zic că îl pun la slăbuț. The Backrooms. Este joc indie. E un joc șmecher. Mi-a plăcut, l-am terminat. N-am făcut videoclip cu el și nici nu o să fac. Dar este un joc scurt, să zic. Da, pot să zic că e un joc scurt. Îl punem la decent playable, sincer. Și nu știu dacă să mai am loc. Fii atent dacă mai am loc aici. Mai avem o grămadă de jocuri. Nu știu dacă mai ajunge. Dead Island Definitive Edition. Este un fel de Dying Light. Jocul ăsta l-am jucat pe PS. Îl am pe CD-ul. E așa, e un joc mișto să-l joci duminica. Nu cred că pot să-l pun la decent playable. Cred că pot să-l pun la slăbuț. E un joc slăbuț. Avem următorul joc. Efectiv, iar un joc care mi-a marcat, nu copilăria, mi-a marcat adolescența, să zic așa. Outlast 1. Bă, sincer, genial. Mi se pare genial. Când l-am văzut, mi l-am dorit instant. L-am jucat, l-am terminat pe PS. Un joc superb. O minunăție. Mecanici, poveste... Efectiv, mecanicile jocurilor sunt next level. Printre primele jocuri care au venit cu next level pe mecanici, să zic așa, foarte bun joc. Nu vreau să fac overall la el, cu Outlast, cu 1 și 2 și cu Whistleblower, așa că vreau să fac la fiecare în parte. Și următorul este continuarea DLC-ul de la Outlast 1, pe care l-am jucat, nu l-am terminat, din păcate, nu știu, n-am avut timp. Pot să spun că, din ce am jucat, mi se pare bun. Și atât. Următorul joc, Outlast 2. Mă, Outlast 2, sincer, nu pot să-l compar cu Outlast 1. Outlast 2 pot să-l încadrez la foarte bun, datorită mecanicilor, datorită poveștii, dar nu pot să-l pun la genial. Următorul joc, nici n-are rost să mai zic nimic, este unul dintre jocurile mele favorite la momentul actual, Phasmophobia. Iubesc jocul ăsta, mă joc de mult timp, mă joc regulat, îmi place și nu mă pot plictisi de el, efectiv. Pentru cine nu știe, Phasmophobia este un joc puzzle horror cu fantome, cu voice recognition. Mai mult, dacă vreți, căutați pe internet să vedeți despre ce e vorba. E super jocul. Următorul joc, In Silence. Un joc cu un imens potențial. Este un fel de Baba Warba. Ca să o luăm așa cu jocuri din copilărie, In Silence e Baba Warba. Avea la un moment dat, că de aia nu l-am mai jucat, pentru că avea multe bug-uri. Dădea crash-uri, avea bug-uri, nici n-aș vrea să mă joc singur. Pe vremea când îl jucam eram foarte mulți, îl luasem toți și de obicei când e un joc din ăsta multiplayer, îl luăm toată gașca noastră de prieteni și îl jucăm. Din punctul meu de vedere, In Silence are potențial, probabil i-au dat update-ul, l-a făcut mai bun, dar din ce am jucat eu, pot să zic că este un joc slăbuț, din păcate. Nu pot să-l pun la decent playable, pentru că nu era playable. Acum nu știu cum e, dar eu fac pe ce mi-amintesc eu. Avem încă un joc indie, Carrion, îl știți, cel mai probabil, dacă nu-l știți, căutați. Bă, jocul ăsta nu pot să zic că mi-a plăcut în mod special, nu mi se pare wow. E interesant, să zic așa, nu e oribil în niciun caz. Dar pot să-l pun la slăbuț, nu știu, nu e genul meu de joc. Și mie îmi plac jocurile astea cu grafică mai din asta, mai retro. Dar nu e genul meu. Și avem și primul joc oribil. Stay Close.
Pentru că le țin minte și pe alea oribile, care nu mi-a plăcut deloc. Jocul ăsta nu mi-a plăcut deloc, efectiv. Nu știu, nu e pe gustul meu. E ceva de genul cum e SCP-ul ăla, ceva de genul. Nu mi-a plăcut mie. Avem următorul joc, care mi s-a părut interesant. Am filmat deja videoclipul, el urmează să postez pe canal. Iron Lung. Am pus Dying Light-ul. Ups. Iron Lung. Deci Iron Lung este un joc, o să vedeți videoclipul și reacția mea, pot să zic că este un joc bun. Și atât. 39 de jocuri sunt, nu 40. Următorul joc, îl știe toată lumea, Dying Light. Din păcate, n-am apucat să mă joc partea a doua, o să-mi iau. Din câte am văzut, e diferență uriașă între cele două jocuri. Vreau să zic doar că Dying Light, pentru mine, este decent playable. E ca de Dying Light, doar cu un pic mai bun. Dying Light 1. 2 sunt sigur că e mai bun, dar nu l-am jucat, nu pot să-mi dau cu părerea. Dar Dying Light, pentru mine, personal, decent, playable. Avem acum un joc care, sincer, cred că se pronunță Call of Cthulhu. Ceva de genul, Cthulhu. Jocul ăsta e destul de vechi, pentru că vorbim de Call of Cthulhu, The Dark Corners of the Earth. Jocul vechi, nu cel din 2018, pe ăla nu l-am jucat, deși mă tentează să-l iau, să-l încerc. Deci acest joc, bă, l-am jucat de mult, nu-l înțelegeam pe vremea aia, nu mi s-a părut foarte, foarte dubios. Probabil e un joc bun, poate vă place vouă, dar mie mi s-a părut un joc oribil. Următorul joc, un joc chinezesc, cred, The Closing Shift. Băi, jocul ăsta e în stilul lui First to Fathom, gen același stil de design, să zic așa. Doar că mecanicile lui nu mi-au plăcut în mod special. L-am jucat, e genul de joc care e pe zi, ziua 1, ziua 2, ziua 3, am jucat câteva zile, jumpscare-urile sunt cam cheap, cam cheesy, să zic așa. Deci, nu vreau să zic e oribil, dar e slăbuț. Următorul joc e Limbo. Bă, Limbo, povestea e bună. Dar nu mi se pare wow, să zic așa, mamă ce joc. Deci, nu pot să-l pun la bun. Îl pun la decent playable. Următorul joc, un joc tot așa jucat în copilărie și rejucat și rejucat și o să-l joc din nou, un joc genial, Manhunt 2. Este un joc făcut de Rockstar, un joc superb, masterpiece, din punctul meu de vedere, îmi place foarte mult. Următorul joc este The Baby in Yellow. Este un joc indie, l-am jucat pe PC, știu că e și pe telefon, e interesant jocul. E interesant, dar nu l-aș pune la bun, sincer. L-aș pune mai degrabă la decent playable. Îl pune la decent playable. Bun, și acum așa dată asta expansie, trebuie să-l facem. Următorul joc este Metro Redux. Metro 2033 Redux. L-am jucat de mult. Interesant să zic așa joculețul, nu e rău. N-am jucat Exodus. Cred că e mult mai bun, evident. Dar Metro Redux mi se pare un joc bun și atât. Următorul joc, poate o să îmi iau hate pentru chestia asta, îl punem la oribil, nu mi-a plăcut deloc. Back for Blood, făcut de aceiași developeri de la Left 4 Dead. Are grafică super tare, dar nu-mi place mecanica aia cu waver-urile alea, nu-mi place. Următorul joc, un joc indie, Burger and Frights. Bă, jocul ăsta are o poveste interesantă, are un plot twist super tare. Grafica retro, ești un băiat pe bicicletă care are poftă de burger noaptea și se întâmplă tot așa în loop. Pot să zic că mi-a plăcut, bă, chiar mi-a plăcut, îl pun la bun, e un joc tare, mie mi-a plăcut. Și acum ajungem la ce am vorbit noi mai devreme, la chestia cu overall-ul, vorbim de Resident Evil. M-am jucat 1-le, 2-ul, 3, 4, 5 și 6, cred. Astea 6 le-am jucat, da, parcă astea 6. Și nu mai țin minte exact care cum e, că le-am jucat de foarte mult timp, le-am jucat pe PS pe toate. Nu mai știu care cum e, dar vreau să zic că Resident Evil e genial. Îmi place mult de tot. Am și uitat de seria asta de jocuri și aș vrea să continui și cu astea noi care s-au lansat de când nu m-am mai jucat eu. Următorul joc, Hello Neighbor. Bă, Hello Neighbor, știu că unii oameni disperați după jocul ăsta. L-am jucat, am văzut că se face și speedrun. Nu mi se pare wow, sincer. Nu mi se pare wow. Dar nici nu pot să zic că e slăbuț, care are mecanici tari. Pot să zic că Hello Neighbor se încadrează la... Îl pune la decent playable. Nu pot zic că e chiar atât de bun, nu știu. Decent playable. Următorul joc are povestea jocului, oricum știți și filmele și tot. So!
Deci jocul ăsta, în cazul în care nu știți, costă undeva la, hai că mă uit acum, în CDK, că el nu mai e pe Steam, 600 de lire. Deci jocul ăsta costă 37 de milioane pe Steam. Și pe Xbox sau PlayStation, CD-ul costă 12 lei la mâna a doua de la Chex. 2 lire, 3 lire maxim. Pentru că cei de la Konami au reziliat contractul cu Steam și au scos jocul de pe Steam și jocul nu mai există pe calculator. Poți să l-ai piratat probabil de undeva. L-am jucat pe Xbox și ținând cont că sunt un mare fan al seriei SO, mi-a plăcut și jocul, vreau doar să zic că e genial, e un joc OG genial. Băi fraților, ce s-a întâmplat, de ce mi s-a oprit camera? Vedeți aici la Decent Playable, de exemplu, când se dă expand la chestia asta și nu mai e loc, se mărește un pic și trebuie să intru eu în program și să fac resize pe chestia asta, că altfel se vede urât, se vede browserul, se vede nașpa și nu-mi place. Și mi-am oprit camera când am făcut chestia asta, mi-am oprit camera ca să văd mai bine și după aia am uitat să o pornesc la loc, frate. Ok, deci din păcate nu o să se mai vadă jocurile de la slăbuți, dar în cazul în care vine un joc la categoria slăbuți, mut camera, să vedeți, nu e nicio problemă. Avem următorul joc, Slender, dar nu Slender ăsta nou, ăla vechi, ăla OG, The 8 Pages. Jocul ăsta, bă, nu mi-a plăcut, sincer. E OG, l-am jucat, dar nu m-a spart așa, mi s-a părut prea horror, eram mic oricum. Mi s-a părut prea horror și prea, nu știu, nu avea jumpscare-uri ieftine. Era efectiv jumpscare-ul tipic de la Slenderman. L-aș putea pune la Decent Playable, dar pot să zic că e slăbuț. Mă mutăm așa, momentan. Momentan. Următorul joc, nici nu știu ce să zic despre el. Spot H9. E un joc indie, horror, și sunt sigur că nu-l știți, dar am făcut gameplay pe canal. Are un ending dubios. E în stil Backrooms, ca să o luăm așa, în stil Backrooms. Ce nu mi-a plăcut la el e că își dădea lumina cu telefonul, dar nu cu blitzul, își dădea cu ecranul telefonului în lumină și nu mi s-a părut weird. Pot să-l pun la slăbuț, nu e oribil, dar îl punem la slăbuț și acum trebuie să dăm expand iară. Așa că oprim camera, revenim imediat 2 secunde. Nu uităm să pornim camera. Mutăm camera, o facem așa un pic mai micuță. Nu știu dacă e ok așa micuță. That's what she said. Mai avem 3 jocuri, haide! Avem un joc pe care, să zic așa, l-aș pune și la genial, dar și la slăbuț. O să facă sens imediat. Vorbim de State of Decay 2 Juggernaut Edition. Bă, jocul ăsta e genial, într-un fel. Dar într-un fel e oribil, multiplayer vorbind. Adică dacă mă joc solo, mă distrez, îmi place. Îmi plăcea, m-am plictisit de el. Dar dacă îl joci multiplayer, bă, fraților, bă, dacă îl joci multiplayer, nu e ok. Se mișcă bine, nu la asta mă refer. Jocul e ok, dar loot-ul din joc nu e fair deloc. Adică dacă eu sunt host, am loot, cred că de 5 ori mai mult decât oamenii care joacă cu mine. 1, 2. Oamenii care joacă cu mine nu pot să-și dea claim la un outpost. 3. Oamenii care joacă cu mine nu pot să locuiască în outpostul meu, adică nu sunt considerați ca și cum ar fi din grupul meu. Sunt efectiv așa oameni random. Deci nu pot să-l pun la genial. Mecanicile sunt mișto, un joc făcut în Unreal Engine. E un joc super bun. Dar chestia aia cu multiplayer-ul m-a dezamăgit total și am aflat-o de curând. Știam doar de chestia cu loot-ul, dacă n-am văzut că și cu outpostul nu pot să, sau cel puțin nu m-am interesat eu prea mult, că na, am văzut că nu merge, n-am mai stat să mai mă interesez dacă merge sau nu, am zis, lasă, dă-l în... Dar îl punem la bun, nu-l pun nici la foarte bun, pentru că m-am și plictisit de el, îl punem la bun, putea să fie genial, dacă multiplayer-ul ăla era cum trebuie și toată lumea era fair și, na, cum am mai zis, era bine. Avem un motorul joc, The Hospital, nu e pe Steam, e un joc indie de pe itch.io, făcut de Crux Game, ceva de genul. Am făcut videoclip cu el, by the way, aveți pe canal. E un joc super underrated, nu îl știe multă lume, dar e un horror bun, mi-a plăcut. Are niște jumpscare-uri un pic ca la țară, să zic, dar îmi place grafica,
Îmi place jocul, nu vreau să mint, mi-a plăcut, m-am distrat, m-am simțit bine. E un joc foarte bun, dar nu pot să-l pun nici la genial. Următorul joc, ultimul, dar nu cel din urmă, este Visage. Bă, jocul ăsta e atât de horror încât te caci pe tine când îl joci. Efectiv, e foarte horror. E foarte horror. Grafica e bună. Pentru mine un joc horror nu înseamnă jumpscare din alea să faci infart, dar pot să zic că este un joc bun. Mi-a plăcut. Așa va rămâne tier list-ul. N-am schimbat nimic. Mi se pare perfect cum l-am făcut. Dacă v-a plăcut acest episod, dacă v-a plăcut tier list-ul și mai vreți să mai fac tier list-uri, lăsați în secțiunea de comentarii ce fel de tier list-uri mai vreți să mai fac. Nu uitați de like, subscribe, apăsați pe clopoțel, follow pe Instagram, sunt Paraneg și ne auzim data viitoare. Pa, pa!